Dacă când eu... Ia-mi puneți încă o dată. Ce? Împreună facem fitness. Asta vreau să... Hai în patru, amuia. Gata, hai, gata, ajungi. Ai obosit, da? Da, da, olea. Așa, bună seara și bine ați venit la o nouă ediție acestei emisiuni. Numele meu este Alexandru Ghețan și aceasta este o emisiune plasată între umor și cunoștințe în istorie. Luăm o adâșcă, amuș. Amuș, da. Regulile acestei emisiuni sunt foarte simple. Participanții pentru fiecare răspuns corect primesc câte 2 Ștefan, pentru fiecare răspuns amuzant, hazliu sau improvizat foarte bine primesc un Ștefan și de asemenea există un super joc. Puteți să scădem din punctele voastre până la infinit dacă răspunsul este foarte urât, parșiv, discriminator, xenofob și alte cuvinte care nouă tare ne plac, dar nu le putem accepta. Și de asemenea avem în orice moment, pot să vă propun eu anumite dublări, triplări de puncte pe care voi le aveți. Premiul mare în această emisiune este de 1000 de lei pentru participare. Bani grei. Și de asemenea, dacă cel care câștigă în emisiunea de bază acceptă să meargă la super joc, încă 1000 de lei, dă-te la o parte, 2000 de lei pe masa asta la prezentator sunt amu și poți fi al unul dintre voi. Eu fiu al unul dintre ei? 2000 de lei. 2000 de lei. Dar tu asculti Ghini, văd că. Nu, căruși, nici n-am înțeles. Avem 1000 de lei. Premiul de bază și dacă accepti... Nu, de 1000 de lei eu am înțeles. Și dacă acceptă, da, cel care ajunge la final, acceptă la blitz. Dacă tu final, da, da. Eu dacă ceva zic. Hai să șoptești. Bine, bine. Dacă cel care câștigă în emisiunea de bază acceptă super joc, poate să aibă 2000 de lei premiul să plece acasă. Dar despre asta o să vorbim mai târziu. Pentru că participanții se dea răspuns la aceste întrebări. Fiecare dintre ei are câte un clopoțel. Așa, clopoțelul, mami, clopoț. Ia uite cel mai frumos sănătate. Ție am să-ți dau unul de aur. Da, dă-i urodul ăsta, Marin. E aur. Aici de aur. Cine sunt? Da. Asta înșeapă mușa alt show. Acolo e alt doar că tare să vii pe la emisiuni, văd că. Nu chiar. Nu chiar. Dar energia este destulă. Primul participant. Primul participant în ediție de astăzi, Vladislav Slusarenko, aplauzele voastre pentru el. Tocăzit, talent. Tocăzit. Noi de obicei când prezentăm participanții, luăm comentarii de pe YouTube. Cele mai bune sau cele mai hazlii sau care le vreau eu despre fiecare participant, despre Vlad scrie în felul următor. Am și eu o întrebare. Mereu îl faceți pe Marin Bețiv, dar de fapt bea mereu la emisiuni Vlad. Corect. Și în pula mea stai acolo odată. Ce rău ești. Dălbaiobne. Pula mea, dălbaiobne. Învață-ți vorghești. Am și eu o întrebare. Mereu faceți pe Marin Bețiv, dar de fapt mereu, bea mereu la emisiune Vlad. Nu știu, azi apă văd că ai pe masă. Ajunge că spate. Comentarii apă acolo e vodcă. Stop. Da? Dar și așa să bea, n-am înțeles. Nu. Ești într-un caz. Nu, el că tare avea campot. Dar oamenii cred că e bere sau cred că e vin. Nu se vede de departe. Eu tot vreau campot de-a vostru. Dar nu avem azi campot, Catare, dar data viitoare când vine, aparat o să găsim. E un comentariu de la Cotruț Loredana 3101, poți o găsești, o pizdești, faci ce vrei, adică. Mulțumesc mult, Loredana, pentru comentariu, chiar l-a marcat pe Vlad, pe viață, dar mă văd că... Pot și eu să-i mulțumesc. Pot deschid gura, amuia, pot sau nu? Da, amu pot spune. Da, mulțumesc, Loredana. Bravo. Următorul participant, Marin Madan, aplauzele voastre pentru Marin. Eu sunt cu tricou special azi, am ți mesaj, am mesaje că și-l deschid și e și foc la ghete, că așa. Emisiunea viitoare și cu alt tricou, de la Delivery ne l-a adus și acolo e alt mesaj. Delivery asta când îți livrează ceva, un mesaj îți livrează. Hai, un boră pe urmă. Dar spate ce amând, dacă vrei. Ok, comentariu despre Marin Madan de pe YouTube la una din edițiile precedente. A fost cel mai comentat, cel mai apreciat comentariu din toată emisiunea și anume a fost următorul comentariu. Bravo, Marin stabil ține planca la glume, ca de obicei, huinea. Da. Asta e. 201 comentarii. 201 like-uri la acest comentariu și a comentat haroș.
89-44. Acolo sunt și alte comentarii. Da, sunt și altele. Amuși, ajungem la unul la care tu trebuie să-mi dai bani. Așa, următorul participant de mult n-a fost, o singură dată cred că a fost în sezonul care l-am avut precedent și am luat chiar de acolo un comentariu. Comentariu. Cine e următorul participant, Brad? Următorul participant este Ion Chirtoacă. Aplauzele voastre pentru Ion. Comentariu pentru Ion. Ion Chirtoacă a primit Ștefan de pomană. Cu mătrezb, cu mătru. Scuze, blea, eu ca tare n-am vrut să prinească așa ceva. Da, da, să sunt mai neamuri, manio, hai noroc, da, eu nu mi-e foarte greu, l-ai găsit la epizdie, nu știu. Dar eu îl știu, de-am tăiat, s-a regulat acum. El nu mai este în viață, el nu mai este în viață, de când a fost emisiunea, el nu mai este în viață. Și invitat special în ediția de astăzi este Cristina Miron, aplauzele voastre pentru Cristina. O știri șoc. De pe Perfect MD de anul trecut despre Cristina Miron. Cristina Miron, de nerecunoscut, după 10 ani și-a schimbat definitiv. Despre asta. Eu încă răzut dredurile că și le-a scos. O slăghit cu un kilogram. Wow, șoc, de nerecunoscut. Dredurile. Un kilogram. Unde kilogram? Era în dreduri. Da, da, da. Ea este cunoscută de asemenea pentru că este, faci content online și de asemenea este DJ la Kiras, DJ Mirončík în fața voastră. DJ? Dar ce-i râs? Toată lumea care se uită la noi, tăți îți odihnesc la Kiras. Da? Crezi? Tăți îți fani pe ea. Dar cât se uită la voi? Doi. Așa care vin la Kiras, așa ești la noi. Da, eu tot am, cum tu ziceai, o cămașă specială, știi? Cum se numește ea? Și mesaj transmit. Eu dacă... Eu dacă deschei cămașa, dacă o vedeți doi clopoței, e clar despre... pentru că am venit aici. Da. Vrem să te întrebăm din start cum te-ai descurcat la istorie în școală. La istorie în școală, cum te-ai descurcat? Ca așa mă, ai văzut nici că nu înțeleg ce ai zis până acum. Dar pe mână a fost istorie. A, nu a fost încă istorie. Noi am prezentat o emisiune. Cam ce e? Nota Cuiova, caroce. Cuiova. Asta e foarte bine pentru emisiunea asta, pentru că ai să improvizezi mai mult și ai să oferi răspunsuri hazlei sau amuzante. Cuiova, improvizez. Da? Da. Blea, Cuiova, dar... Da. Dar noi nu regretăm deocamdată că te-am invitat, simți comod. Deocamdată nu. În orice moment, nu știu, vrei apă, o ai alături, altceva, n-avem. Noi, practic, am făcut toate formalitățile și urmează să mergem la prima întrebare, nu înainte de a le mulțumi celor care sunt pe Patreon, cei care sunt abonați la noi și chiar ne oferă suport financiar pentru ca noi să creăm content autohton. Mulțumim mult, iar noi, după jingle, mergem la prima întrebare. De obicei, la noi prima întrebare este de la spectatorii noștri, cei care ne trimit o întrebare pe adresa de e-mail a Standupovka. Așa că va fi chiar o întrebare venită de la ei. Este o întrebare despre filmul Six Bullets, adică 6 puli sau 6 patroane. 6 puli? 6 puli. Gata! 6 puli. Ok. Da. Sau 6 gloanțe. Este de fapt un film în care joacă Jean-Claude Van Damme și îl cheamă acolo Samson sau Samson sau cum spune? Samsung. Da, Samson. A fost un film care de fapt este filmat în Republica Moldova. Oh. Și Jean-Claude Van Damme a fost aici? Da, da. Este filmat ca aici, în aici. În fiecare sat. În fiecare sat este cu Jean-Claude Van Damme. A fost filmat în Republica Moldova. Și în România a fost filmat filmul ăsta din 2012, este un thriller în care el acolo salvează copiii care sunt victimele celor care fac trafic de copii, trafic de ființe umane. El este un fost militar din legiunea franceză. Întrebarea, dar ce profesie are el în film? Dacă el lucrează și la Chișinău și la București? Actor. Dă din clopoțel. Actor. Bravo, altceva. Două puncte. Minus. Șofer de troleibuz. Oi, troleibuz, autobuz. Pentru că Chișinău și ruta Chișinău-București. Da, da. Activa la Galtrans. Dacă iei cu Galtrans undeva o direcție, oarecare, bagă pe mobilul. Mă, iar reclamă, doamne. Până și așa avem vreo reclamă, dar am băgat în 3 minute de emisiune. Eu sunt profesionist aici. Ce profesie are el? Ce se ocupă, de fapt, de bază Jean-Claude Van Damme în film? Actor. Actor. Adică tu până la capăt mergi pe versiunea asta. Pe actor. Eu tot timpul am dreptate. Nu, nu. Eu tot timpul am dreptate. Da, Diop Marti.
Eu cred că el lucra delivery de pizza. Dezvoltă? Da, deci atunci, în ce anul a fost asta? 2012. Atunci el a deschis prima pizzerie, da, și se chema Pizza Van Damme. Așa. Я вам дам. Ну, пицца вам дам. Да, я типа, я сна, у нас здесь подивиться, я пицца вам дам. Și da, ea ca și el l-a sunat de la Iogrescu ori Vacaraje. Vacaraje. Bă! Da. Așa? Și da, și l-a sunat de la București și a zis că două pizze vă rog aici, aici la tăcuci, cu muștar, cu micii, cu astea, știi? Și el și-a zis. Și eu a zis, mi se rupe pula. Și-a zis, ia vă-mi dam. Așa? Eu mă gândesc că se ocupa cu pașapoartele românești. Și eu am văzut filmul, într-adevăr, așa. Într-adevăr, chiar avea pașaport românesc. Da, chiar așa avea pașaport și el nu, te greșit, nu salva copii, dar alocații de la copii. Așa a fost. Așa, un Ștefan pentru pașaport românesc, așa. Bravo. Acolo a spus citatul de bază de la care l-a spus el, este că sclavia modernă este o mare afacere. Am văzut odată cum un copil a fost vândut pentru 6 gloanțe și nu am făcut nimic. El a spus pentru asta. Pentru 6 puli. Da. 6 puli. 6 gloanțe. Nu, dacă vrei pentru 6 puli și pentru 6 puli, poate, dar el pentru 6 gloanțe. Nu a făcut nimic. Ce profesie avea el? Este și fost militar din legiunea, trebuie să vă gândiți, din legiunea străină. Adică are, Van Damme, vă dați seama că nu știu ca într-o melodramă. Evident. Nu puteți să fie așa. Nu în Titanic, că normal. Da. Și este Jason Statham. Da, da, un Ștefan. Era... Pentru băiet și ăla care... Era traducător. Din ce limbă în ce limbă? Măi... Din franceză în română. Așa. Și și traduce. Parleam franceză, abien tot jojo, chestiile astea. Abien tot jojo? Hai că nu știi ce te bagi, Marie. Doar că sună pur. A? Ți-a răspuns. Gordian nu. O zburat cu oboțelul. Stop, stop. O zburat. Tak. E el, Vlad, acolo. Dar am uitat și am vrut să zic. Minus pentru asta, minus 10 Ștefan, că tare la mine. Să dea ta? Asta e meu. Da, nu e problemă. Hai, grești, eu asta îl repar până atunci. El a fost profesor. De? De istorie. Și... și... nu știu, a luat... Ok, și la un moment, profesorul ăsta de istorie a hotărât că, băi, mă duc să salvez copchii. Da, pentru că pe dânsul asta îl doare, îți dai seama, el a învățat atâția copchii și când colo, copchii și-au pățat. Păi, era luat, trafic de ființă umană, era. Trafic, victimea îți dai traficului. Seama. Nu! Toșne! El și era... nu dă de examen, îl duce la organ. Poate, la organ. Poate era profesor de franceză în Moldova și în București. Și? Profesor pentru copii. Și... dar poți spune asta în franceză? Oui. Oui, ok. Je m'appelle Ion. Qu'est-ce que vous voudrez dire? Vous voudrez dire. Oriez ce vă vreți să știu. Un Ștefan pentru Ion. A, nu-i corect, nu era profesor. Pentru je m'appelle. Tu tot ai început să spui ceva în franceză, Maria. Hai, eu dic primul răspuns. Nu, eu Vlad de răspundem în francez. Gorgadu Zandur. Dar asta... dar ce ar însemna asta cam? Asta înseamnă eu am îi dau răspunsul, jumate, jumate de Mironcic. Ia că eu dau în franceză. Da, da, da. Je prends mon savon, au comme il se bon, je me lave le visage, le cou, le cour, le olé, le olé. Je ne plus somme. Le olé? E nevașna. Tombe la neige. Da, asta e asta poezia care am învățat eu în clasa 1. Oia, 1-a, da. Într-a 1-a nu e francez. Eu am învățat-o, eu atunci am învățat mai. Da, da, doua, da. Da, eu am învățat-o aia. Așa, dea, după colț de casă, așa și eu zic, eu îți prof. Da, hai să concentrați-vă, revenim la întrebarea noastră. Ce profesie avea el? Știu! Da. El era medic. De care? De organe. Pulmonolog. Un Ștefan, pentru okay, pulis, bro, da, de acolo de supra capului. Șes, pulmonolog. Șes pulmoni. Și? Și lecuie... pulile? Nu. Copiii? Traheile. Traheile. Plămâii vrei să da, 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 da. Și o găsit un copil la care o zis, el a zis, dar pe mine m-a luat dedea așa la trafic. Și a zis, ai, 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 am ușa va să fac. Și a venit și, na, ciu, ho, 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 ciu. V-a plăcut răspunsul ăsta? Nu! Stați o leacă, nu din compasiune nu trebuie. Nu, real vă întreb, v-a plăcut răspunsul ăsta? Compasiunea asta când pasiune e multă... În comă, în comă, când ești în comă, dai pasiune că ești în comă. Deci să... Da. Eu cred că el era taxist.
Și era de stabilă, eu cătare-s Van Damme în viață. Am slujit în Franța. Și când un pasager se urc și el povestește, pe unde o slujit? Da, am mers pe două Volvo. Eu că tare stau bine Scovchie. Da, așa, până la Botanica mă duc. Și vă întreb, aista, v-a plăcut răspunsul aista? Da. Un Ștefan. Asta pasiune a fost. Nu, a fost răspunsul amuzant, nu că pasiune. Nu este taxist, nu este taxist, dar altceva, poftim? Dar ceva asemănător? Cu taxistul? Da. Taxistul poate fi orice. Adică el în viața reală poate fi orice taxistul. Că asta e doar taxistul, asta e pasiune. Ce profesii mai sunt? E cumva care salva copiii, nu știu cine salvează copiii. Nu neapărat că e legat. A, nu e legat. Dama hazaică era. Așa. Era dama hazaică, și? Bun, și cum ți închipui tu asta? Voi ați văzut filmul sau cel puțin știți? Nu, eu habar n-am văzut, apropo. Eu l-am văzut, dar nu ți-am închipui. Și cum se începe? Cum sunt scenele de acolo? Băi, Vlad, ai făcut jucărică. El ține minte numai scenele astea de eroci. Băi, e posibil că se începe cum că de vinde chiar cu 6 patroane se va acolo asta și el ține minte. Îmi pare că el era ori în Afganistan, ori undeva pe acolo. În Moldova, dar prostă să nu ne-a fost. Știu! Polițist. Polițist? Așa, adică a fost în legiunea franceză, după care polițist. Polițist în Moldova, e ca așa. Moldova, da. Și... Da, și normal, logic, prinde pe ăștia și vrei să salvezi copiii de la trafic. Dar era veteran. De război, polițist în... Nu, e tot o meserie care tot e foarte sângeroasă. Marin? El nu a fost... Stop, 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 Marin are... Da, Marin? El nu a fost polițist, el a fost polițist. Tu tot ai ceva cu... Eu cred că el era măcelar. Da, deși... Stai să vedem răspunsul. Da, ok, aici? Și răspuns? Am uitat, deamă, dar și da, tu zis, bun, el a zis polițist, nu polițist, și te-ai zis că tra-la-la, te rugăm. Prostă tra-la-la, îndeamnă mi-a plăcut să fac. El era tra-la-la? El era măcelar. Da, deși măcelar. Ai spus că deodată indiciu că era sângeroasă meseria și am făcut legătură că tai carnea și toți sânge și adică într-un fel măcelar. Așa că e drăsă. Da, foarte. Și unii dintre cei din sală consideră că e un răspuns amuzant. Mai de râs ca... Nu e răspuns amuzant, da? E argumentat. Nu-i de râs, așa-i? Dar e corect. Da, cum credeți, e corect? Nu? Pe la pulumu, corect. Doi Ștefan. Doi Ștefan pentru Vladislav Slisarenko. Păi, eu tac-tac, dar papi. Mai fă o dată. Cristina. Ești de levă. Lasă, lasă, deamă. Dar ți-ai aruncat. Dar păi eu n-am țâncit într-un. Băi, comportați-vă cu femeie, bă. Da, eu adevăr, căzut. Nu. Iar o căzut. Da. Noi avem alte clopoțele de rezervă. De obicei la mine, da, strică tăți. Avem alte clopoței. Da, cam să fac. Dar ca să-l repari, sunați la... Perfect. El era măcelar, așa și se începe, de fapt, scena cum este acolo, el într-o măcelărie, este foarte mult carne, îl taie, este... Lucrează la rogob. Ești acolo, dacă erau atâta murdării, probabil că tot. Și numai, știi că prietenul ăla care... La piața centrală. Prietenul ăla care spune o glumă și numai el să râde, știi, așa și noi doi. Aia, nu, măcar noi să râdem. Măcar noi să râdem la glumele noastre. Asta e foarte bine să vă susțineți, de fapt. Toți participanții să vă susțineți și cei din sală la fel să-i susțineți. Haideți prin aplauz. Wow! Aceasta a fost o întrebare de la Gheorghe Untilă. Gheorghe, felicitări pentru întrebare. Iar noi, după jingle, mergem la cea de-a doua întrebare. Stop, stop, stop. E timpul să amintesc despre partenerii noștri Galtrans. Pe lângă faptul că ei au cele mai confortabile autocare, dotate cu USB, Wi-Fi, aplicații din care poți să-ți rezervi locul, da? Ei au zilnic curse spre România, Ucraina, Cehia sau și în Polonia, nu știu dacă zilnic. Cel mai important, când îți iei bilet, fie de pe galtrans.md, fie din aplicație, este important să bagi promocodul nostru, StandUpovka, și astfel ai o reducere de 10%. Ne ajutăm reciproc, da? Hai, vizionare plăcută mai departe! În anul 1711... M-am pierdut aici. Uhum. 1711, asta e 312, mai 12, mai tare. 313 ani în urmă. Asta e 1700 plus 11. Da, 1711 a fost o alianță dintre Dmitrie Cantemir și Petru I, țarul Rusiei de atunci. Și ei au luptat împotriva otomanilor la Stănilești. Stănilești? Da, Stănilești, asta e de fapt nordul Republicii Moldova de astăzi. Stani unde se fac.
Da, Stănuță. Stănilești. Stănilești. Și ei au pierdut, de fapt, această bătălie împotriva otomanilor. Adică Dmitri Cantemir, care era atunci și domnul Moldovei și țarul Rusiei, Petru I. Au pierdut această bătălie. La noi a fost instaurat regimul fanariot în Moldova, adică turcii, de fapt, erau cei care dictau cine o să fie la conducere. Totuși, chiar dacă a pierdut, Petru cel Mare, Petru I, s-a mai reținut pe teritoriul nostru încă 8 zile. Întrebare, de ce s-a reținut țarul Rusiei Petru I încă 8 zile? Cristina. O băut. Mult. 8 zile? 8 zile, dar pe dacă intră zapoi. Un Ștefan bun. Așa, tot asta îmi spui? Da, da. Eu cred că el s-a reținut pentru că povul tot de arei. De la băutură. Nu. Un Ștefan, ok. Bine. Din principiu, nu. De la mazăre. De la ce? Sfeclă. Eu o întrebare numai. Da. Au fost instalat regim fanariot. Da, ies că am fost condus asta de fanari. Asta fanarit? Da. Te-ai fanarit? Fanari știi erau. Că... La știi fanarit? Erau fanari? Nu știu. Din, nu, erau din cartierul de... fanar. Era da. Din cartierul fanar, dar regimul se numește fanariot. Adică erau diferiți domnitori care din cartierul fanar. Dar asta nu este principal. Întrebarea de bază este de ce el s-a reținut 8 zile. Nu te... Sau la tine are răspunsul legătură cu fanarul? Deloc. Că erau la vamă, erau de ăștia în cături și dacă băi, mai stăm cu zile și, și mă duc chiar amu. Adică erau la vamă turși. Da, și el a zis că mai stă uleac. Mai opresc uleac. Da. Am înțeles? Nu? La dânsul mai scurs a ridicat temperatura și el a căutat normal un medic de familie. S-a dus la o policlinică normală din Moldova și acolo i-a zis, medicul, noi veniți peste 8 zile. Adică atât de mare, așa de mare era rândul că trebuia peste 8 zile cum să, să-l prim. Și nu conta că el e viditele otoman. Nu otoman. Rus. Fanar. Fanar. Noi, că era țar. Pervei Piotr. Petru I, da. Nu s-a uitat la asta. Nu, nu, nu. Ok, Marin. Că rândul e pentru tăți. Rândul e sfânt. Și sfânt. Dar el era Piotr Sfetoi, sau nu? Nu era. 0 întreg și 2 Ștefan pentru Marin. Nu măcar ceva. Tu ai dat diplopoțul? N-am dat, dar poți da. Așa? Da, eu cred că el răzic s-a îndrăgostit. Wow, și romantic, așa. Da. Pățan. E romantic. Vai, rămâne. Rămâne romantic. Ce dragoste. Sunt îndrăgostit. Dragostea e dragoste. Doamna de care eu sunt îndrăgostit era destul de în vârstă. Doamna? De mine șoli? A murit. A murit și eu de-am dacă a murit, mă duc acasă. În 8 zile? Adică eu l-a așteptat pe la praznicul iscardie. A noua zică. Eu am o variantă. 40 zile trebuie să... Un Ștefan pentru Vlad, așa cum eu. Eu cred că asta a fost pe undeva pe de anul nou. Da. Și l-a rămas până 7 zile până la Crăciun. Agresion 6, pe 8, el tăcui, mă duc. Anul 8 vechi. Să termina sărbătorile. Un Ștefan pentru Ion. Vinda, și ce el să facă aici 8 zile? Nu, nu asta. Așa? El s-a înțeles cu otomanii. Să ce? Să... Să huita ce. Huita ce. Bun. Eu vreau să completez răspunsul lui, el a zis că să rămâi la Crăciun, dar puteți că te-a nici l-a alungat, că el s-a pornit cu căietul și nu știa nici o căitură, știi? Și tot striga, a nu, calesoși, tu bulă slâșă dalico, știi? Nu, nu, așa este indigen, 8 zile. Cred că au fost Paștele și au rămas de blajeni să iei pomeni și să nu-ți duc mâna goală în Rusia, pentru că te-am rupt. Și au luat pomeni. Da. Și el a fost și este un Hristos înălțat și el a zis... Nu, fiu, acasă. Cu eu le îngropat și... Și dacă ea ai făcut-o, ai unii venit. Am pus un Ștefan, ok, prelungire e bun. O, Boже. Nu este asta. Nici asta nu-i drept. Altceva. De ce? Nu s-o înțeleg. Stai că ți-a fost curios răspunsul meu. E ceva, e ceva pe, pe acolo? Pe alături. Pe alături. E pe tare pe alături, da? Da? E pe acolo sau nu? Măcar. Nu. Nu. De, uite, 8 zile cu omul s-a reținut. Da, ce fără asta 8? El ne spune ceva nou sau puteți fi random oricare? Nu puteți fi oricare. Anume 8, da? Atunci, deci 8. Da, bun, puteți și dacă... Dacă cineva huierea ghine, puteți și 7, dar au fost 8. A, am înțeles. Eu primul. Da. Drumurile nu erau. O zis că... vreau zic că erau, nu era făcut drumul. Și o zis că dacă vrei să duci, peste 8 zile aș ieși drumul. Adică el mergea un pas, nu? Înaintea lui făceau drumul. Și el, eu nu merg pe drum nefăcut. Și tot îi făceau drumul. Și la, când a plecat 8 zile, o făcut-o din țară.
Am făcut drum. Nu drum. Nu drum. Mănăstire. Stop. Mănăstire. Și ai vedere. Nu știu. Prostă o... Adică tu te gândești că au zis că nu mă duc din țară până nu faci tu... Mănăstire, da. Măcar că am pierdut războiul. A, dar stai că au pierdut. Nu, eu oricum am murit oameni acolo și în... Da, trebuie să-i pomenim. Știi, ca să-și șteargă păcatele cum făcea Ștefan. Corect. Un Ștefan pentru Miron. Așa, Ion? Cred că aștepta transportul. Nu, da, da, da. Mai scurt, el a zis că eu nu mă duc cu puputca. Da. Ea să-mi făcea trăsură. Și lui până a făcut trăsură, ce care a vrut el, i-a proiectat, a durat 8 zile asta. Deci cam și fel trăsură se proiectează 8 zile. Nu, Vlad, asta a fost anul 1700. Eu cred că aștepta avion, până a prins lebedele se lea. Până la Iași, când ajungi la Iași. Până la Iași, acolo, Deva Mare, să se... Da, pricina asta nu ochi. Vinieta. Da, un Ștefan pentru Ion, un Ștefan pentru Marin, pentru Iași. Așa? Timișoara. Și pentru Miron. De-am văd că arun Ștefan la stânga și la dreapta. Dar nouă. Poate că când a fost războiul, otomanii au stricat podurile de peste râu. Așa. De la viaduc. Trebuie să fac alt pod, că ăsta streacă. El încă nu-i încă nu numai smișno, el și-i deștept. Mă nervez. Să pe aproape, e fost. Budeci. Ca cu metru, totuși. Marin. Da. Vrei să-i răspunsul lui Ion pentru 4 Ștefani? Eu. Toți stai alea. Stai, așteaptă-mă. Vrei să-i răspunsul lui pentru 4 Ștefani? Da, dar eu nu-ți dă bății, că îți arăt cum stau. Eu. Poate? Nu, e Marin. Câte zile acolo a fost? 8. Să-mi mănânci un cacou. Dacă am pregătit. Stai alea. Băi, am zis încă o dată. Eu m-am lăsat în pași și Marin, pentru că Ghețan la început s-o greșit o leacă. El a zis, dă-i urodul ăsta lui Marin, dar corect era, dă-i lui urodul ăsta de Marin. Adică el te-a jălit, da? Eu că n-am zis și tu amul. Și m-ai spărat, doamne. Marin, eu te întreb. Dar care-i răspuns? Care-i răspuns? Nu, dar nu contează care-i răspuns. Ei, dar pe așa nu joc. Ești gata să iei... Nu, ia că Vlad e gata. Ei sau ești loc? Hai. Ei la cioc. Stai. Băieți, ei. Răbdați până la iarna și rostul și ăla. Răbdați o leacă. Nu vrei să iei răspunsul lui pentru... Nu, Vlad vrea să-l iei. Vlad, vrei să iei răspunsul lui pentru 4 Ștefan? Da, eu vreau să-l iau răspunsul, deși nimeni nu atrage atenție la Ștefan. Tu vrei să iei răspunsul pentru 4 Ștefan? Care? A lui. Care nu. Ce-a fost? Doi Ștefan pentru Ion Chirtoacă, într-adevăr, pot. Într-adevăr. Stai o leacă, Cristina, dar nu putem să-ți dăm dacă omul a dat răspuns. Eu, pur și simplu, la urmă, să încerc jocul cu Marin. Nu înseamnă că chiar avea să-i dau voie dacă ce Marin că vreau. Eram sigur că ăsta e adevărul. Dar ți-a plăcut răspuns? Canești, păi dacă e adevărat. Eu zic că adevărul. Într-adevăr, ca să... Trebuie să aștepte logic, da, 8 zile până au reconstruit podul peste. Nu, dar cu ceva legat cu construcții îi. Deci eu eram foarte aproape. Asta e pe TikTok, pentru că TikTok permanent spune adevărul. Și eu de acolo, podul a fost. Parom de asta. Eu, apropo, spun adevărul pe TikTok. Da. Eu dacă sunt proastă, sunt proastă. Atunci ăsta e adevărul. Eu așa și duc. Bravo, Ion. Doi Ștefan pentru Ion Chirtoacă. Asta este răspunsul corect. Iar după jingle noi mergem la următoarea întrebare. La treia. Nu știu să știi, dar să dau și eu dacă ceva mai bine. Ei? Cercetătorii susțin că... Porcii au un orgasm care se prelungește timp de 30 de minute. 40, eu știu de 40. Voi știți. Eu știu de 40. Ia zic strat. 39. Eu pot să confirm. Mă scuzați. Pulsul inimii umane deci când omul... Deci l-aș fi m-a făcut porc. Nu te-a făcut. Hai, nu. Așa, tu, mama te-a făcut. Mai frumos. Încă o dată. Cercetătorii susțin că porcii au un orgasm care se întinde pe 30 de minute. Eu de 40 am luat. Dar ai spus o dată, Marin, nu am tras. Pulsul inimii la om, când el are orgasm, ajunge la 180 de bătăi pe minut. Noi îți oferim orgasm auditiv și vizual pentru o oră și 20 de minute. Prin emisiunea Așa, Bună, Seara. Și tătă-i absolut pe gratis. De aceea, noi îți oferim ție dopamină, dar și dă-i tu la schimb. Poți o faci foarte simplu. Un comentariu, un like, un subscribe și lasă cât mai multă lume să vadă orgasmul ăsta intelectual care se întâmplă aici. Ce-ai mai zis? Cea de-a treia întrebare din emisiunea de astăzi. Ați auzit vreodată de satul Solonceni?
Da. Raionul Rezina. Am auzit. A, de și sigur, da, și ca știu, dacă nu Iona. Eu că e să află în Raionul Rezina. Doi Ștefan pentru Ion. Nu, Nu, am auzit că mergeam la volan și am văzut că era Solonceni. Este un sat din raionul Rezina. Solo, de la singur? Da. Ceni? Este și Moroceni. Bilanceni. Priceni. Care au fost în trecut foarte prosper, avea foarte multe ferme de vaci. De porci. Vaci. Nu, probabil că era și vreuna de porci. El se află în apropierea unui alt sat, Tarasova, mai multe populații locuie în Tarasova, dar lucra oricum la Solonceni. Și, dacă știți, în perioada sovietică exista așa o chestie că... Păi, o clipă așteptăm. Era așa o chestie că bugetul era luat din sat, dus la centru și ulterior era repartizat pentru diferite sate o anumită sumă în buget. Ca să nu trebuiască să dai toți banii care i-au acumulat în Solonceni, pentru că aveau mulți fermi, era foarte bogat, i-au zis că noi, primarul a spus că noi vrem să facem ceva. Eu vreau să cheltui banii anume cumva. Întrebare, cum a hotărât primarul din satul Solonceni să cheltui banii? Vlad. Să fac crâș la casă. Și să-și pună dinții. Vlad, plitcă-n ogradă trebuie să mai spui și era pizdet. Plitcă-n ogradă. Hai cum? Eu schimbat, nu, nu, dinții. Un Ștefan. Eu schimbat primarul, adică l-am îngropat. Un Ștefan am pus acum pentru Vlad. El, cum, îi luau banii din sat care acumulau în perioada și sovietică, trebuie să duc la raion, da? În perioada sovietică, toți banii care erau din sate, care erau făcuți în sohozuri, colhozuri, erau duse la centru, la bugetul central și după care erau repartizați, adică îți dădea bani mai puțini înapoi. Și el a zis, ca să nu se întâmple asta, vreau să investim banii ăștia cumva, sau investim mult spus. Ce a zis el, ce a propus el ca să facă în localitate, ca să nu trebuiască să dăie banii la centru? Așa? O să-i futem un șașlic. Pentru că ce mai trebuie? Da, pentru ce mai? Uș mai trebuie. Curculeț mai trebuie. Ștefan, așa, Cristian. Fac un iaz. Să fac un iaz. Unde să mănânc și șașlic? Anume să fac un iaz. Da, să... A, să-l sepi. Să-l sepi, să-l facă și să toarne apă. Poate e... Scuze că te întrerup. Și să mai bei și vășile de acolo. Eu. Poate eu vreau să fac seara independență. De banii ăștia, da? El... Ce? El independent. Da, da, da. Noi suntem... Economie solunceană. Nu? Eu nu. Cred că... Eu propunere... Eu cred că el a propus ca în sat să facă de banii și alt centru. Ca banii să nu ducă la centru, dar să rămână... Da, să ducă la centru. Noi ne facem centrul nostru. Da, și banii să rămână în centrul nostru. În centrul nostru. El a făcut alt sat, alt Soloceni. Și de ce s-a luat să pe centru Zaeta. Care își cerc în cerc, știi când faci. E bun, a fost. Cerc vicios. Da, am înțeles. Nu, am înțeles, dar nu era des. Da, am înțeles, dar nu-i des. Vrei să dau 0 între 2? Nu, 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 nu. Așa, Marin. Nu e evident. Nu. Versiuni. Nu suntem galeași, luați. Nu știu. Cumva el a propus, asta a existat în localitate, în Solonceni a existat între 1992-94. Și el a propus, a existat în Solonceni între 1992 și 94. Da? O zic, hai să facem o biserică. Și să dăm banii tipa, îi dăm ca donații la biserică. Așa. Și, cum s-ar zice, unde-s banii? Domnul știe. Un Ștefan bun. Marian? Și-a luat putiofcă în Turcia. Așa. A investit omul în dânsul. Din dacă... 92 până 94? În Analia. Oi, Analia, Alania. Analia. Un Ștefan pentru Marin Madan. Bun. Cum s-a putea de investit? Totuși a fost ceva pentru binele satului. A, pentru binele lor? Da. Comun? O cumpărat un oraș. O ce? Un oraș pentru sat. Și orașul cumpărat pentru sat. Două zgrăinori. Un Kenford l-a pus lângă... O cumpărat un oraș. O cumpărat și oraș. Două zgrăinori. Un New York. Poate un grădit cumva satul cu un gal. Ia că asta e versiunea, așa. Pentru patru Ștefan. Stop. Da. Un grădit? Marin. Pentru da. Patru Ștefan, te bazi cu răspunsul o îngrădit satul sau nu? Nu. Cristina. Ce? Pentru patru Ștefan, te bazi da. Cu răspunsul... Da, eu parcă mă bag. Iar o sărit. Of, doamne. Mă țin că pentru stop. Stop, stop, stați o leac. Nu vă spărați, dar azi facem asta, azi. E că aici n-a sară. Dacă tot era vorba noi, de ferma de vaci... De, nu, nu, Cristina, eu pur și simplu astea nu sare și de asta, asta, asta e unica soluție. Asta crede-mă. Fără, serios? Da. Cristina, stai că eu căzut aici, stai în spatele tău. Oh, aici, aici, ai ceva din spate. Iată.
Lăsăm, nu, el s-a rupt. Nu, vrei să-l faci? Da, da, să-l fac. Te bagi cu răspunsul ăsta? Da. Da. Dar răspunde cum trebuie. Răspunde cum trebuie. Răspunde cum trebuie. Păi mă, am făcut. Așa, el a spus versiunea că se... Bună seara, adică. Se îngrădească satul. Da, chiar și-o zis? El a zis versiunea că se îngrădească satul. Fac un pur. Mă bag. Te bagi cu patru Ștefani? Da, dar eu nu i-am, dar mă bag. Da, dar păi să fie în minus dacă pierzi, dar dacă... Prima dată, soș. Ok, poate vrei să bagi tu cu patru Ștefani cu versiunea asta. Cu îngrădi satul? Da. Dar puh, eu nu sunt pentru puncte, brate. Eu aici am zis idee, eu sunt pentru idee, pentru a bă, știm, băjeni. Da, dar nu mă bag, las domnișoara, îi dăm o șansă. Ok, patru Ștefan te bagi, înseamnă că pe urmă n-ați apară întrebări de astea, deși... Nu, după asta să parcă văd ca să... Nu. Ați vorbim afară, da? Corect, dar i-am las. Dar sigur că răspunsul ar fi corect, cu îngrădi satul și tăcoi când vine ăștia, unde-s bani? Nu-i nimeni acasă, e numături. Ok, înseamnă că răspunsul... Cristina, ai răspunsul tău ăsta. Da, da. 4 Ștefani minus pentru Cristina Miron. Ce vacă sunt! Nu este răspuns. Cum să credești satul, băi? Da, nu știu eu. Da, chinezii tăchi, nu, țară îngrădită. Nu, altceva. Cu banii ăștia o hotărâți. Nu, atunci să îngrădie tot și drepturile și limitele. Să îngrădie, dar asta nu este răspunsul corect. Mi s-a părut tare. El a făcut festival de cașcaval și vinul și l-a chemat pe nebunul, pe Melnic, pe tăt, acolo și 2 ani a fost festival. Din 92 până 94 cât a ajuns bani de cașcaval. Da, și a făcut și Eurovidine, a făcut. Tot acolo. Pentru dezvoltare culturală sateană. Un fel de caravelă culturii lăsat. Un Ștefan pentru Marin. Au fost argumentat, nu tare amuzant, dar a fost ok, de fapt. Casă de cultură. Oh. M-am inspirat. Încă nu spot. M-am inspirat. Pentru 6 Ștefan. Nu, hai să nu fim răutăcioși. În momentul de față ai, cred că, minus 3 Ștefani. În statistica noastră, da? Te bagi... Încă minus 1. Nu, stai o clip. Ca să ieși de minus, trebuie 3. Pentru 3, Ștefan, te bagi cu răspuns casă da, de cultură. Da, eu mă bag oricum, da. Sigur? Da, nu, răspuns mă. Tău? Casă de cultură. Minus 3, Ștefan, încă pe deasupra. Nu casă de cultură. Altceva. Păcat. Eu nu în zadar v-am spus vouă... Eu chiar în asta am crezut. Că... O bună parte din populație locuie în satul de alături care lucra aici. Da. Au făcut poate o piață ceva mare. Încă o fermă de... Vaci. De vaci. Așa? Deci eu cred că... Asta e unicul sat din Moldova care a avut vreodată așa ceva. Asta e indiciu. Unicul sat din Moldova care a avut vreodată așa ceva. Da. Eu cred că au avut, pentru că ei circulau des, ca să nu banii să nu-i piardă, au investit într-o linie de metro. Linii de metro? Da, adică ca să duc mă răbde. Eu am aici. Stai. Dar n-am răbdare, linii de metro anume, tu te gândești. Da, brat, știi pe la marginea satului, dacă vezi acolo, stă oameni la stație, știi? Și așteaptă. Dar tu știi că metro-ul este teran. Da, pe acolo tot este teran, tăt. Da? Numai că metroul nu, tot e static acolo. Acolo și zgrei noi erau, da. Noi. Da, zgrei noi. Noi zgriem. Nu este linii de metro, altceva. Discoteca pe două saturi, comun. Nu merge, băi, casa de cultură. Nu, dar pe discoteca e altceva. Înțelegi? Sunt unicul sat care a avut așa ceva. Pod, dintr-un sat în altul. Pe care, din cauza cărui Piotea nu s-a dus la... Piotea. Tomale a făcut la Piotea. Piotea. Da. Poate au avut de ăsta care... Un Ștefan pentru Marin. Nu este linie de... O, concentrați-vă, Oleac. Nu este linie de trolebuz. Linie de trolebuz? Și... Da, linii de trolebus. Suca! Asta o zis cineva? M-am proibit, blea. Asta tu ai spus răspunsul, blea! Și-ți din trebuie să fii atentă că ești joși, blea. Ia v șoche. E bun. Alexandru, hai tăiem. Nu, dar ce stăiem? Ce stăiem? Nu, tăiem, băi, și ești nebun. Tăiem, spune-mi. Stop. Nu este răspuns corect. Nu, este răspuns corect, într-adevăr. Și aluzie ai dat și tu. Asta da, namioc. Nu, eu am vrut să zic că nu este linie de metro. Am vrut să zic că nu este linie de metro. Și... Am zis, este... Nu este linie de trolebus. Dar ce este, Vlad? Este o linie de trolebus.
2 Ștefan pentru Vladislav Slisarenko. Într-adevăr, a fost primarul decis că vor să facă o linie de trolebus care se circule din satul Tarasova până în satul Solonceni. Din 90 ceva mai. Din 92 până în 94. Eu am rămas încă în 1700. Și apropo, după asta, trolebusul de acolo a fost luat, adus la Chișinău și trolebusul a circulat, era numărul... Până în satul în Chișinău. Nu, trolebusul nu cunoștie, blaș. Unde mă aflu eu? În Solocheni, unde? Solocheni, tu așa. Tată, ghi bolete din Solonceni la Chișinău. E, pune-l mă nu în sat, ajungă de mare. Nu, s-a dus la Sculeni, știi? Și la Solonceni, Sculeni. Da, acolo. Da, a fost trolebuzul cu numărul 2049. 2049. Care era numărul care stă în față. Și a circulat până în 2006 și anume atunci deja au fost pensionat. Eu cred că el mai circulă și acum. Am auzit și știri despre 2006. Asta. Am auzit știri când l-a încetat cura asta. Pe un... Cura? Tura. Cura. Tura. Bă, Marin, ce se întâmplă cu Marin? Să termina cura, îi pune niște duri în bână și să termina cura. Cura de tratament. Da, prima oară mă pierd așa. Asta nu este e bun, e bun, Alexandru, normal. De toate sunt eu aici. Pot spune da, cum poate. Poate fi adevărat. Vezi tot și machiajul funcționat. Își face efectul. Eu m-am pierdut. Tu? Da, da, da. Da, 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 precep. Ți-închipă-i cum Marino vă știrea asta, tipa, trolebuzul de la Solonceni a circulat până în 2016, Marino. Să mâncați căcatrii ăștia. Nu? Ce se întâmplă? Bun, am spus așa, 2 Ștefan pentru Vladislav Slisarenko, iar noi mergem chiar acum la jingle. E ca tu mă întrebi de ce am pus linii de trolebus, da? Eu am vrut Tesla. Așa am vrut eu. Mi-am vândut tectă asta, eu nu știu. Mi-am vândut asta. A? Ce am să fac, ce am să fac? Eu zic că e electric. Poftim. Înțelegi? Trolebus tot e ghine. Tot e ghine. În primul rând e mai ieftin. Da? În primul rând e mai ieftin. Cine-s eu? Cine-s eu să merg tătă zău cu taxiul, nu? Așa-s ei. Eu și ei. Sunt primar sau gen. A, da, bă, eu sunt primar. E, tu-i document, bă, mă. Tătă vremea uite. Tătă vremea uite. Înțelegi? Ia. Hei, nu te auzi? Ia-te. Ia lumii în traiure, bă, ia lumii invidioasă și în traiure, dar nu s-ar bucura o leacă pentru mine, înțelegi? Oameni. Asta e că sănătă am pus. La hramul satului puteai să faci o sărbătoare. Ce? Eu v-am adus-o pe Dorașu. Asta tu erai că te-ai îmbrăcat, nimic. Ca tatăl s-a mă cunoscut, ai văzut? Da. Da, dacă n-am fost Moș Crăciun și... Ha? Gata, mai scurt. Tăte pretențele în cartea de reclamație acolo. Măcar așa îți ține o carte în mână. Nu tu vezi? Tu vezi? În ce condiții eu lucrez, ha? A fost zis că la grădiniță e greu. Da. Domn primar, ai venit colet de pe jum. Și fel de colet pe jum? Țineți minte, ați câștigat un grant pentru cabinetul de informatică. Aaaa, astea sunt căștile. Țineți, vă rog. Chiar îmi place Peugeot. Mai ieftin și calitatea nu era ca original. Primele trei întrebări ale acestei emisiuni. Avem următoarele rezultate intermediare. Ion 43. Știi, așa. 43. Avem următoarele rezultate. Oaspetele nostru de onoare astăzi, Cristina Miron, minus 6 Ștefan după primele trei întrebări. Mai bine era minus 6 kg, blind, așa. Marin Madan. 5 Ștefan pentru Marin Madan până în momentul de față.
Vladislav Sliusarenko, 6 Ștefani până în momentul de față. Trolebuzul și faci. Și Ion Chirtoacă, 10 Ștefani până în momentul de față. Pentru Ion Chirtoacă. Eu nu pentru punctele. Da, 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 zvede. Pentru uvajenie. Parcă un za ideiu. Tu pe barterul ai venit sau cum? Da. Da, cea de-a patra întrebare vine chiar acum. Vorbim despre un bulgar care a trăit în Republica Moldova, un bulgar basarabian. Ivan Lenon. John Lennon. John Lennon. Nu Ivan Lulenov, dar Ion Lulenov, totuși, hai să avem un pic de respect, că e în Republica Moldova. Vorbim despre Ștefan Balmez. Ion Lule. Balmez. Stai, Ștefan Balmez. Balmez, fix la asta moment. Balmez. Okay. Balmez. El a participat, știți că la 27 martie 1918 a fost unirea Basarabiei cu România. Cunoști? Da, știu, da, da, da. Desigur. Deși nu din start, dacă știi. Știu, desigur. Tu îți subestimezi. Cât a fost 27 martie? Martie 1918, el a participat la actul de unire a principatelor, adică a fost în sala de vot. El a fost unul dintre cei trei care au votat împotrivă. Doar trei persoane au votat împotrivă. El, unul Arcadie și unul Mihail Starenski. Piotia nu era, nu? Piotia nu era. Petru? Mhm. Dar tu l-ai băgat și pe dânsul aici cumva. Da, și nu știu. El tot a rămas în 1700, cum a rămas și eu. Totuși, atunci când au venit autoritățile sovietice pe teritoriul nostru, în 1941, chiar dacă el a votat împotrivă unirii cu Basarabiei cu România, pe dânsul l-a arestat și l-a trimis în Siberia. L-a condamnat pe 10 ani. Întrebarea, de ce l-au condamnat autoritățile sovietice pe dâns? Da? Dar și tu, le... Și... E că așa a fost predeal. Votez... Împotrivă? Du-te. În Siberia. Un Ștefan, așa? De ce? Uite, el a votat împotrivă. El a votat împotriva unirii. Dar pe așa... Stai, da. El a votat împotriva unirii. Da, dar... Și acum... Când au venit sovieti și... Dar cum a acum? Ștefan Balmez. El era un bulgar din Basarabia. Balmez. Da, tu crezi că anume după nume lor. Tak, Balmez, urod. Nu merge, Ștefan Carmez merge. De ce? Cum credeți voi, autoritățile sovietice când au venit, el era bulgar. Și pentru că era bulgar. Pentru că era bulgar. Blea, nu-ți propun pentru 4 puncte, te duci în jos cu tot. Nu, nu-i răspuns corect. Da? Presupun că nu-i răspuns corect. Da, nu. Întotdeauna știu că ești un intelectual. Da, 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 adevărat. Eu... Poate că, nu știu, avea pașaport românesc. Bulgar. Bulgar. Românesc bulgar. Nu e bulgar, pașaport românesc. Nu. Eu, mai scurt, uite. Ei când au venit... Așa. Ei doar nu știu cine a votat împotrivă și cine... Știi? Așa. Și când au venit, el deodată a sărit. Asta nu eu, asta e ca pățoane, asta e. A, tu primul grăiești, vin în coaște. Era palion. Și da, da, el s-o singur s-o... S-o palit. S-o palit singur, da. S-o palit. A, da. El poate era disă care mâză, Moldova independentă. Mâză. Și ăștia când au venit și au zis, hai să-ți spun, eu zic, nu, Moldova independentă. Moldova... Independentă. Ioan, ți-a spus. Moldova, pământ bulgaresc, românt. Un Ștefan pentru za Moldova independentă. Altceva... Pe dânsul a venit, l-a arestat, dar nu, ei de fapt știe eu cine și pentru cine a votat. Mm-hmm. Ei se cunoștie, deci... voturile erau deschis. A, era online cumva, da? Da. Dar pofi, gruși și pătăți îi duceau în Siberia. Mhm. Era pohui. Excursie. Dar pe dânsul de și la... Excursie. Da, el s-a nimerit pe împreajmă. Cum? Pe acolo, cum se închipă că vine inspecția și... Bă, da, cine ești, acu ești, hai și tu. Nu, el n-avea pașaport la dânsul. N-avea pașaport, eu susțin versia. Da. Da, da. Și l-a luat, că nu a putut să demonstreze. Ai pașportul cu tine? Și-l zice, nu, nu, hadem. Hadem, da. Cine n-are pașport? Eu cred că el deodată nu știe cam cu cine să ție. Și când a venit ruși, a întrebat, cu cine ești? Eu zic, șorși, a, dar tu ești conține cu tătul. Eu știu. El îi trebuie să vină și îi trebuie să demonstreze că a votat împotrivă, că nu era tehnologie. Și trebuie demonstrez. Și respectiv, el doar când a votat împotrivă, a făcut o fotcă, știi? Că a votat împotrivă. E că a făcut așa, hop, împotrivă. Și când a venit așa, dar el... Și a făcut așa o fotă și a zis așa, pula mea, tipă. Da, da, da. Nu, nu. Și că roce, mai scurt, ei când a venit... Îmi place că și eu a făcut el fotcă.
cu telefon, da. Da. În cât? În minus 18. Cu telefonul. A este care dă așa, că eu nu-s prost, bă, că care dă așa. Roată, da. Da, cu roată. Făceai fotcă, făceai așa. Da. Șamu, ascultă. O desenat votul. Da. Și el când a venit, dar el s-a îmbătat într-o zi, știi, și n-avea memoră. Și putea știe agitată, știi, întâmplarul, știe și fotca asta. El nu a putut demonstra că el a votat împotrivă. Da, și vine și arăt fotcă. Îmi bla pe încarzin, că pe la comp, că ta fotcă. Da, da, eu am că era aici, era aici. Nu ștergeți focile. Te-a fotcă. Concluzii, nu ștergeți focile. Mai scurt, el era bulgur și... Oi, bulgur. El era orez. El era orez și... Bulgar. Da, da. Și-o venit aiește și l-a întrebat. Te zacavă. Dar el așa, deci, da, eu n-am predumit răspuns. Și da. Da, da, el, dar și el, și te iubi, iubi, dar așa ridicat clopoțelul, da. În Siberia. În Siberia, da. Te-ai sibit în Siberia. Nu. Dați un indiciu, domnul. Da. Vă dăm un indiciu. Uite, a fost votarea. Majoritatea de 86 persoane au votat pentru, 3 împotrivă, și domnul 36 au fost abțineri. 86... La 3. Cum se pare? Raportul mare sau mitel? Mare. Foarte mare. Mare. E un raport decisiv sau nu este decisiv? Marin? Pentru că votul lui nu conta. Și? El oricum era cu români, dar au votat împotrivă ca să nu spalească, să nu ducă, dar ăștia l-au spalit și du-te încolo pentru că tu te-ai spalit. Nu vrei să nu... Da, așa. Înseamnă că el și-a vrut să facă prin asta, de fapt. Să pară bielă, dar el era ciornă. Adică vrea să pară împotrivă, dar el era potrivă. Destabilizează. Băi, gata, eu știu, Alexandru. Ștefan, pentru răspunsul ăsta, ok, el e foarte aproape, de fapt. Așa. Și-a spus. Apoi să continui. Continui. Da, da. Hai. Deci, el era cu românii. Nu. Nu, băi, tu spus el că a votat împotrivă. Dar el ca... A votat împotrivă, dar de fapt el nu era împotrivă. Și el a votat așa, pur și simplu că nu, votul lui nu era decisiv. Oricum, 86 erau... Ca să echilibreze, tipa, nu? Nu, ascult. Nu, da. Așa, stai, am și revin la tine, la voi revin? Fie, da. La voi. Deci pe dânsul l-a deși l-a astea, că nu conta cum a votat el. Pe dânsul l-a dus în Siberia de atâta că el nu a făcut nimic pentru asta, ca să nu voteze atâția lume, înțelegi? Adică el a dat voie ca să se întâmple așa ceva, înțelegi? Dar el și putea să facă. Hriș cu ulei de... Putea să facă acolo, să înceapă striga voting-ul, să arăte... El putea să absenteze, poate acolo trebuie vot una nimic, ceva, și dacă absenta, nu... Votarea era anulată. Da. Cumva, știi? Da, așa, și faptul că el nu a absentat... Da. Și-a votat. A făcut valabilă, tipa. Da, a fost valabilă asta da. Și din cauza asta, din cauza lui. Da. Logic. De acord. Ești nu, de acord. În sens că dacă s-a obținut mai mult, câți acolo au votat? 30 cât? 36 s-a obținut. S-a obținut. 86 s-a votat pentru și 3 împotrivă. Trebuie să obțină, dar. Da, trebuie să fii tăți prezenți. Înțelegi? Ca să iei majoritate. În cauza că el a fost prezent și s-a votat împotrivă, tot s-a validat pentru că a fost număr destul de voturi. Da, trebuie să obțină, corect. Da. Sau să lipsească. Sau să lipsească, da. Și trebuie, dar... Să lipsească. Să lipsească. Să obțină, da, mai degrabă. Și el nu s-a obținut și oricum a fost validat. Data nu a fost în Siberia. Și nu te-ai obținut, așa? Un Ștefan pentru obținut. Într-adevăr, este de fapt răspunsul cumulat de la Marin și de la Ion. Un Ștefan și un Ștefan. De ce? Da, aplauzele voastre pentru ei. Și de ce? Ei când au venit în 40, da, au făcut în felul următor. Au zis că tu ai participat, respectiv tu ai validat votul lor și tu de fapt ai votat împotrivă ca să arăți că e un fel de democrație. Cu toate că el, fiind bulgar, el chiar era împotriva unirii, dar pentru dânși nu a mai contat chestia asta. O zis că tu prin participarea ta tu de fapt ai arătat că vrei să validezi un vot și să arăți că Chiprul a fost democratic. Dar el ce a zis? El nu a zis nici, el era în Siberia, dar ce să mai zici? Și bulgărește ceva. În 41 a fost deportat în Siberia, iar în 42 deja a murit. Bobăr, cum? Așa de repede? Da, dar erau condiții foarte rele. Da, un Ștefan pentru Mari Mădan, un Ștefan pentru Ion Chirtoacă, iar după jingle noi mergem la următoarea întrebare. Anul trecut, în 2023, la Chișinău a fost organizată o competiție la care au participat 450 de persoane. 450 de persoane, doar 5 persoane au reușit să treacă competiția cu succes și au obținut un rezultat ideal.
Da. Maraton. Maraton, maraton. Și maraton. Maraton și ăla care se aleargă, nu? Lângă unic acela care. Așa. Și, adică, este ceva sau nu? Măcar zi în direcția este, corectă? Este competiție, într-adevăr. Dar maraton tot e competiție. Dar crezi că numai 5 au ajuns la final? Cu rezultate bune, da. Cam cât de bune? Eu nu știu dacă e corect, dar am un variant. Poate a fost pentru funcția de judecător la Curtea Supremă. 450? Dar pe mă gândesc și eu. Da, cam cu noi Leni. Dacă asta mai asta, blea, au mutit acolo. Eu știu, competiție de dansuri. De care anume? Sportive. Da. De chiras, dansuri de chiras. Competiții sportive, da? Nu, da, de dans. Și numai 5 oameni au reușit la final să ajungă. Adică doi cu perechi și unul fără perechi, dansa să nu. Da. Un Stefan pentru Vlad. 5 au reușit, Marin. Mai scurt, 400 câți au fost? 50. 450. Și tăți au fost spermatozoiez și numai 5 au ajuns unde trebuie. Unde trebuie? În bovul. În tăți sunt 5 și 1? Tu crezi că numai 450 vreau să stați în ăsta. Colți milioane. Dacă s-a luat Marin, da. Eu cred că asta e minim. E bun. Minim e bun. S-a umplut marșrut, ca 450. Nu ne pornim, bă, nu ne... Descărcarea din ou. 5. Bun, este o versiune care duce undeva. Undeva, da. Unde? Undeva. La copil duce. Duce prea mare. 5 au ajuns la final, adică rezultatul ideal, iar 57 aproape de rezultatul ideal. 57. Pe lângă vulvă. Aici erau pe împărți. Aproape. Eu cred că l-ați ținut o aerului în plămâni. Și? 450 oameni și-au luat 2, 3, știți? Sub apă, sub apă. La not, da. 5. 5 a ieșit la suprafață. Nu, 5 nu a ieșit. 57. Rezultat mai ideal. Blin. Mai scurt, era... Nu. Au fost oameni, da? Oameni. Da, oameni. Iar să spun după asta, după ce spun el răspuns, vă dau indiciu mai departe ce fel de oameni erau, da. Hai spune. Era o nuntă foarte, foarte bună. Foarte. De exemplu, al lui Alexandru Ghețan. La mine era 101. Înseamnă că nu era ta. Dacă erau tăți ca mine, erau 400. Erau 450 de oameni și la sfârșit zi au ajuns numai 5. Chele, 5 chele. Oi, blet. Restul tăți... Poate au fost ceva alegeri. Așa. Alegeri a... Anticipate. Primarilor ceva, știi? Ok. Așa. Și au fost, cred că, sectoarele din Chișinău. Și au fost foarte mulți care au participat și numai 5 au obținut de astea rezultate. Funcția de? Funcția de primar. Noi avem 5 primari. Este Ion, este Ceban, este Ce, este Ban. Este Iv, este... Da, Iv, Ceban. Un Ștefan pentru Ion. Nu de primar. Oi, blin. Ok, altceva. Viceprimar. Dar e ceva de politică legat. Da. Viceprimar. Viceprimar. Crezi că 5 viceprimari au fost 450 de candidați și 5 au ajuns viceprimar, dar 57 și au ajuns. Hai să ne gândim logic. Domnul Alexandru, spuneți-vă, asta e legat de cultura fizică, de abilitățile astea sportive sau nu? Nu este legat de funcție, este de funcție politică. Nu este legat de funcție. Nu, nici de funcție. Dar de politică? Nu este de politică. De educația fizică e legat? Nu este legat de educația fizică, mai întrebat. Dar procuror general ceva. Nu e de politică, nu e de... Ei, tot a fost concurs la Procuratura Generală și din cât știm, parcă numai un număr au trecut tot competiția asta, știi? Miss Basarabia. Gata, eu știu. Păi, dacă eu sunt deștept, apă-s deștept. Fii atent. Au fost? Ascult. Au fost? Ascult. Uitați-o, eu de-am știu cum. Doi Ștefan din urmă. A fost Marea Dictare Națională. De timpulă. Doi Ștefan pentru Vladislav Slisarenko. Marea Dictare. Băi, tu ai o cască în ureche sau știi? Păi, eu sunt deștept prost. Arunc. Arunc casca, da? Și a fost? Da? A, da. A. Și ai rupt și tu micul. Da, băi, dar dacă... Na, ce este, da. Marea Dictare. La tăți care sunt. Da. În data de 31 august a fost Marea Dictare Națională. 450 de oameni au participat, doar 5 au reușit să scrie toată dictarea perfect. Dictare? Marea dictare. Există așa competiție? Da. Marea dictare? Da. Pe data de 31 august, de ziua limbii române,
A fost organizată mare dictare națională. Acolo dictatorii sunt. Mare dictator. Da, 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 era mult. Gaddafi acolo era parte. 450 au participat, 5 au reușit să scrie ideal, 57 aproape ideal, adică au făcut o greșeală, iar restul, dăm mai... Mai multe greșeli. Marele premiu a fost un voucher la librării de 2500 de lei. Și, okay. Și la restul le-au mai dat două bilete la teatru. Le-au dat obținut fiecare participant care a scris pe nota nouă. La spectacolul ăia, la uh, ești tu. Da. Și cei care fără nicio greșeală, voucherul de 2500 de lei la librării. O obținut. Da. Într-adevăr, acesta este răspunsul corect. Vladislav Slusarenko a reușit să dea acest răspuns. Aplauzele voastre, iar noi, după jingle, mergem la următoarea întrebare. Partea stângă mea, vă rog să vă concentrați. Aici e pur și simplu să nebunești total. Voi, ei dau răspunsuri. Concentrați-vă, Oleac. Mănâncă-i și... Așa și-i gine. Reps până la urmă și ei se tot. Da, și am luat aici. Concentrați-vă. I-am mâncat tot cu puncte. Amuie îi rupă. Jucat, știi? Scorilo. Stai, Oleac. Tu zici, oh my god, nimeni de întrânși nu știe cine e Scorilo. Eu te asigur, nu te gândi la nume. Gorila? Scorul. Cum? Gorila? De la scor. Scorilo. Este care e scorul, socoate. Scorilo este considerat în istorică, era tatăl lui Decebal. Decebal, ai auzit? Da. Nu strada. Decebal. Omul chiar. Omul. Scorilo este considerat tatăl lui Decebal. Foarte important să nu vă dau răspunsurile, că mușe la fuga asta, pasiești, dar mă clopă sau nu. Și a fost rege al geto-dacilor. Și nu pe trolebuzul a ajuns. La conducere nu vine cu trole, vine cu trotineta. A fost rege al geto-dacilor și a fost conducător timp de 40 de ani. Câți ani a fost... A fost conducător timp de 40 de ani. La un anumit moment, Scorilo o adus în fața poporului său, a adus doi câini care se luptau între ei, doi câini. Se luptau între ei. În timp și se luptau, i-a adus, da? Trebuie să vadă lume. Hai, băteți-mi. Terminați cineva. A terminat, bleva. A terminat. Și un Ștefan oameni pentru Ion, un Ștefan pentru Vlad. Terminați, ble. Și a pus să lupte între ei, se luptau doi câini între ei și la un moment între ei a adus și un lup. Aha. Opa. Întrebare, ce a vrut el să arate de fapt prin asta? Că lupii, scuzați-mă, pohui de câini. Da, stai! Eu спи распон. Ну, Марин, да, Марин. Потому что он нельзя. Собака не боится. Потому что нельзя. Поскузаться. El o adus un lup ca să demonstreze că lupul n-a să bată cu câine. Și câinii îți băteau între dânsi, dacă lupul se uita. Потому что волк не тигр, но волк она танцует. Un Ștefan, pentru piesă, a venit idealna. Mulțumesc, măcar ceva. Deci, idealna la mine. Da. La mine ceasul a arătat mediu zgomotos după hăitor. Câinii se băteau și l-a adus un lup ca să le arăt că dacă ăștia a să împreuneze între dânsi, ca poporul, știi? Tipa, doi câini, ei chiar dacă între dânsi au împreuneze, chiar dacă au conflicte, știi? În moment când vine un inamic, trebuie să împreuneze ca să-l doboare pe ei. Eu am un răspuns de-a lup. Ok, stop. Eu am înțeles. Da, Vlad, Vlad, după care Ștefan, Vlad. Eu răspunsul lui, el îndeți, dar el nu a formulat corect. Ia te rog să formulezi tu. Deci el a arătat că dacă voi să vă mâncați între voi ca câinii, da? Narod, dacă voi să... Da, a să vină inamicul și a să ne distrugă. De asta voi nu trebuie să vă mâncați ca voi, ca, între voi, ca câinii. Ia ca așa. Am înțeles, aici stop.
Doi să... Amuș, Cristina? Știi cum? Doi să bată, trei le câștigă, tipa. Și? Gata. A. Nu e drept. Genial! Nu, băi. Și nu e drept, măi. Un Ștefan, a fost bine, în fapt. O clipă, Marin, după care tu. Nu e drept ce-o zis Vlad, am vrut să zic, pentru că lupul era semnul getodacilor, era semnul, el era simbolul. Așa. Era simbolul getodacilor, înțelegi? Ai dreptate, și ai dreptate până aici, ai dreptate. Stai. El prin asta a vrut să demonstreze că și să lupte, nu vă mâncați, dar uitați-vă dintr-o parte până alții a să mănânce. Am înțeles. Da. Unește, te rog, răspunsul tău cu informația lui. Fost, așa. Cum a fost? Cum a fost? Îți băteau câinii, s-au adus lupul, a venit lupul, eu s-a acusat pe amândoi. Da, eu am mâncat. Zis, câinii ăștia sunt huine. Ia că a, mi-a luat dus doi câini, sultanul între dâși, o să lupte. V-a spus că e pudele. Nu, tu ți-ai minte primul tău răspuns? Da, eu l-am dat. Dar nu-i drept răspunsul tău, liniștești. Cine trebuie să lupte, de exemplu, el a adus un lup și cine-s mai luptat? Doi câini. Și simbolizează câinii în situația asta și simbolizează lupul în situația asta? Câinii simbolizează poporul. Care? Pro getodac. Așa? Și lupul? Și lupul... Traci. Da, da, da. Traci luptau cu getodacii. Nu? Nu. Romanii. Romanii, da. Așa? Lasă duc el până capul de gândul. Așa. După și lupul, da, lupul era inamicul, înțelegi? Și ei, cum avea, dacă erau doi câini, erau de șeași rasă. Eu am dus și 9 luni. Ca să-l dobori. Am înțeles, Vlad, te rog răspunsul tău, omul. Da, fieți. Uite, vă mai spun o dată tot chestia. Da, da, da. Ia. Marin tot a dat un indici foarte bun, vouă. Tak. El le-a dus doi câini în față. Așa. Care se luptau între dânși. Așa. Și respectiv, el le-a dus și un lup. Și ce-a vrut el, de fapt, să arăte. Pentru că, pentru că câinii în momentul ăsta, când au văzut că vine un lup, s-a speriat. Amândoi s-au dus și-au bătut lupul. Întrebarea este, ce-a vrut el să arăte? A vrut să arăte că... Cerea poporului. Stop. Geto, daci, da? Doi câini. Format din geto, daci, da? Doi câini. A venit lupul care era roman. Da? Roman. Și el când a venit, geto, daci, s-a întors spre roman, și l-o pe Satiricus, vă răzic, cum îl Satiricus, da, la Odeon. Da. Cezar. Marin, tot asta ai vrut spui? Aproximativ. Te rog, cum ai vrut spui tu? El a vrut să demonstreze pe exemplu câinilor care se mănâncă între dânsii emblematismul poporului, simbolul poporului. Emblematismul. Emblematismul poporului. Că dacă voi să vă mâncați între voi, dacă voi să vă mâncați între voi, pe voi liberați să vă mănânci. Dar ei, la un moment dat, față de o pericol comun, s-au unit și o făcut un grup. Nu, ok. El a zis așa, unii unul nu-i putere, unii doi puterea crește și deși nu, nu spori. Da, da. Și-a venit lupul cu numit, apoi numit cu mălin cur, dar a venit cu o mătură, da? Și-a zis că vedeți, băieți, dacă vă câte un mai, câte un malaia, vă prinde, da. Uite, da, dacă vă rămâniți, bun, am înțeles. Rețiunile voastre sunt clare. Unii lupul și-a zis că da, plăhotnic lupul ăsta așa de rău. Nu, așa, când nici era Geto, da. Asta e simbolul, ok, simbolul la Geto Daci. Care este simbolul acesta? Lupul. Lupul. Apo, tu crezi că el a dus doi câini ca să arăt simbolul getodacilor? Tipa împreună? Nu, ăsta era dușmanul. Lupul era dușmanul și ăștia erau... Câinii și vine de la lup. Tot e bred, Carol, nu-i drept așa. Nu, el a zis că nu mor cai când vor câini. Nu, dar stai și are câini. Ce? Nu mor lupchi când vor câini. Frunză taie câinii latră. Frunză taie câinii latră. Cine știe carte are patru ochi. Într-o copătură de oaie crește o mână de coaie, știi? Da. El mai scurt, ori măsoară și-o dat taie. Câinii și ies bătiu, el a adus un lup și după asta a adus o sucică și lupii și câinii s-a adus după sucică. Și el a arătat, ia că așa voi te-ați înteți. Un Ștefan pentru Marin Madan, dar nu. Uite, în situația asta, da, lupul este simbolul getodacilor. Da. Respectiv, înseamnă că getodacii și ni sunt în tătă povestea asta? Câinii. Câinii. Cum pula ce-i câinii dacă... Lupul! Clar că-i lupul! Da! Da. Așa. Cine sunt știi, câinii da. În situația asta? Inamicii! Cine sunt inamicii? Romanii! Romanii! Și-o vrut el să arăte între... Ah, da, romanii cu simbolul câinii. Și-l-a vrut să... Romanii și tipa... El-a vrut să zică... Romanii între dânși trebuie să mănânce și vine lupul și o mâncat și o mâncat. Fiți de ală! Fiți de ală! Da, trebuie să-i facem așa... Trebuie să facem așa ca aici cearte între dânsii și atunci când ei cearte între dânsii, noi venim și îi atacăm și atunci ieșim și noi mișlag. Luăm dai, noaptea. Prin asta tu ai zis că câinii l-au atacat pe lup și l-au bătut, nu? Da, înseamnă că ei și trebuie să facă. Să nu se baje.
Între cine? Cristian, nu te bază în ceartă la romani. Să nu se bază în ceartă la romani, tine singura să distrug unul pe altul. În războaiele civile, în războaiele lor să nu se bază, da. Să nu da, să nu la să nu încurci lor să ușe în trădare. Nu așa am zis, eu am zis. Eu, iacte, ce ai spus? Marin Madanze. Blea acolo. Blea acolo. Nu, e singura să răzbrească ceasul, nici tajască pe dânsă, dar nu respectiv, nu știu ce trebuie să facă. Să stea deoparte. Să uite, ca să fie mare unul, kick unul și atunci a că unul. Și atunci și unul. Vlog listul bude să vede că hai, băi, un cuvânt acolo îmi lipsește. Doi Ștefan pentru Marin Madan. Într-adevăr, este răspunsul corect. În perioada lui Scorilo era... Nu, dar el a spus răspunsul cap-coadă. Ce vrei să fac? Dezeamnă, cap-coadă trebuie. Câinii... Câinii simbolizau romanii care erau în război civil. Cum ai spus tu, Cristina? Mulțumesc! Dar el tot asta spune în timpul ăsta. Da! Și sfatul lui Scorilo a fost în felul următor. Tot, Scorilo era el. Toți aristocrații erau de părere că noi trebuie să atacăm pe romani, cât ei luptă între ei. Ei. Mă scuzați. Uh-huh. Fost, nota 2. Toți aristocrații erau de părere că trebuie să-i atacăm acum când ei se luptă între dânși. Și el a dus doi câini și le-a arătat. Băi, noi dacă vine lupul nostru, care suntem getodac, și noi intervenim în războiul lor, ei... a să uite de războiul lor intern și de fapt a să lieză împotriva noastră. De aceea trebuie să-i lăsăm între dânși să lupte. Tot așa și ideea am spus. Clar, dar el o spune în timpul ăsta și el o spune mai frumos. Nu mai este, eu am început, el a intervenit, mai este, nu știu ce să băga. Fute una, dar și trebuie să-mi spune ei. Dă un punct. Vrei, împărțim, dă să ne împărțim. Nu, Marin, nu e ok așa. Asta... Marin, asta cu... Să-ți dă un punct, asta e fățărnișie. Dacă vrei să faci un ghinii, dă-i toate punctele. Nu. Apoi, dar... Fățărnișie. Vrei toate punctele? Eu sunt gata să dau toate punctele, numai să nu știu concin. Davai. Dar, Marin, dacă îți dai chiar să-i concin. Dar toate punctele gata, tale. Gata, liniștit. Doi, Ștefan, pentru Marin Madan, care a dat răspuns la această întrebare. Noi mergem la ultima întrebare, dar nu înainte de a afla care sunt rezultatele înainte de această rundă finală. Jingle. Bun, noi aflăm chiar acum care sunt aceste rezultate înainte de ultima întrebare. Avem în felul următor. Cristina Miron. Prost, Mironci, minus. Minus 4 Ștefan. Aplauze! Hei, hei, hei! O mai avut cineva minus 4? Da, au fost minus 60 ceva. Vladu a avut. Vladu, Vlad, minus 60 ceva. Cum e posibil? Ia ca așa. A rescuit în viață. Așa, următor pe această listă, Marin Madan. 13 Ștefan pentru Marin Madan. Minus 3. Ei, mi-ai vretut. Vlad Slusarenko. Vlad Slusarenko, 11 Ștefan pentru Vlad Slusarenko. Ion Chirtoacă, 16 Ștefan pentru Ion Chirtoacă. Iar noi mergem spre... Și amoi nu sunteți druși, da? Mâncați, noi mergem spre ultima întrebare din această ediție. Care va fi o întrebare internațională? La noi ultima întrebare este din istoria universală. Da, nu. Și până acum a fost din istoria universală? Nu, din istoria românilor au fost până acum toate. Ultima întrebare. În anul 1935 au fost înregistrate foarte multe accidente rutiere în Statele Unite ale Americii. 35. 1935. Foarte multe accidente rutiere în Statele Unite ale Americii. Respectiv, poliția din Los Angeles a hotărât să aplice niște măsuri restrictive, adică niște sancțiuni pentru cei care erau infractori. Ce fel de acțiuni au făcut pentru șoferii care încălcau regulile de circulație? Ce fel de sancțiuni? Da. Vreau la WC o spate. În cât august? În 39? 35. 35. Asta e... Asta e răspunsul tău? Că îi trimite la război, știi? Nu, dacă tare vreau, dar altceva. Îi băteam. Cum? Cu bâta pe spate. Cum îi băte... Cum îi băte pe hinduș, știi, când ieșeau din casă și pe timpul COVID-ului, știi? Știu. Și îi bătea. Și îi dușea, nu?
Așa? Mai scurt, pe cea la care încălca, apelua numărul lui de mobil și în WC-ul scrie numărul de mobil și tu pula, știi? De la cea la care încălca. Un știu pentru Mariba, da? Tak. Bun. În 35, poliția se va lifăse? Da. Ca să nu mai... O anumită măsură... Îi tăie un ciur, nu? Un știu pentru... Îi tăie o mână. Hei, găzuiește! Nu știu eu am pentru Ion Chirtoacă. Ce mâna de la actor, mă, știi și tu, ia găzuiește! Vlad este apărut pe automat, cu un ciur, știi? Vlad și Sărencu, un Ștefan, pentru demonstrație de cum... Dar și eu demonstram, nu? Ia n-arată! Ia ca așa! Și asta. Te parucinești. Și demonstrez. Anumite măsuri... Asta îi distrează, băieți. Asta m-am distrat. Anumite măsuri punitive de astea. Punitive? Da, astea sunt restrictive, alt cuvânt. Mm. Sinonim. Furic, nu, hai, da, da. Facem deștept. Eu mă gândesc că polițiștii duceau pe dânși la morgă. Așa? Ca să vadă oamenii morți. Uh-huh. Adică așa să ajungeți voi. Așa îi faci tu. Așa să ajungeți și voi dacă ați mai încălcați. Așa îi da. Faci tu. Și pentru că la morgă era cuțit bun și huirec și eu. Eu știu. Ei, de ce la morgă? Da, Marin. El mai în scurt lua pe ăștia care încălcau, îi dușea unde zbăteau doi câini, îi arăta acolo unde zbăteau doi câini, azi după asta îi fteau înapoi băut. Nu trebuia două pări. O știu, pentru Marin, da. Mai scurt, îi lua și îi pune la muncă de asta în folos societății. Așa. Gata. Vreau să vă întreb ceva. Da. Cine dintre voi vrea să ia răspunsul lui Marin? Pentru patru Ștefani. Dar așa? Așa? Că îi puneți, uite, la doi câini, cum se bate. Eu cu așa huinea nu mă bat. Cine dintre voi vrea să ia pentru patru Ștefani? Nici eu, nu eu. Răspunsul că Lita e un pșor. Eu. Dar nu mai fă asta, din că e învățat. Tu cu bărurile. Cine vrea să iei pentru patru puncte? Stop. Cine vrea pentru patru puncte să iei răspunsul, îi duce la morgă. Eu. Pentru patru Ștefani, iar vrei să te bagi? Vrei să te bagi pentru patru? Cănești, da. Da? Băi, omul când ia chișa, el poți să iei orice. Patru Ștefani, te bagi răspunsul care... La morgă, da. Pentru patru Ștefani, ești sigur? Atunci ați viceu. Da. Ești sigur pentru patru Ștefani? Da. Da? Da, da. Băi, dar cât are, mă? Minus cât? Pufic. Minus 4. Și dacă așa, 0, dacă așa, minus 8. N-are nicio șansă. Interesant. Răspunsul tău este unde? La viceu. Îi dușea la viceu. Și? Unde? Da. Și unde? Îi dușea pe dânș. Unde ai zis tu? Eu? Da. La Ocniță. Acolo. La morga din Ocniță. Bun, Ștefan, pentru Ocniță. În Ocniță sunt așa de putin oameni că nici morgă nu-i. Cristina. Da, la morgă, la morgă. Patru Ștefan pe plus pentru Cristina Miron. Iar noi acum aflăm care sunt rezultatele finale. Așa, în ediția de astăzi avem pentru Vladislav Sliusarenko 12, Ștefan pentru Vladislav Sliusarenko 12, Marin Madan 15, Ștefan Madanos pentru Marin Madan, tu s-a 15 tot, Miron Cristina 0, Ștefan pentru Cristina Miron. Breakdance day. Da, e ca așa. E ca așa. Mulțumesc. Și cum spune Cristina, 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 aici e important. Robot. Cristina, e tare important că nu ești plus. Da, pentru mine asta contează. Da, dar aici viața. Punctele, că tare mâine bucurat că ai fost la emisiune, sper că ai savurat și tu din plin ediția. Da, mai ales la viceu, știi cum am savurat, din plin, dar a fost fain, da, ne-mi place. Și câștigătorul din ediția de astăzi este Ion Chirtoacă. 18 Ștefan pentru Ion Chirtoacă. 1000 de lei pentru Ion. Ion, vreau să-ți propun. Eu pot să-ți dau și un citat care a fost scris special pentru tine, Ion. Da. Nimeni nu a crezut în tine. Tu ai pierdut iar și iar și iar. Nu vedeai lumina de la capătul tunelului, dar cum tu te uitai spre visul tău, revizuindu-l în fiecare zi și ai spus: această bătălie nu se va sfârși până eu nu voi învinge! Nimeni n-a crezut, dar eu pe toți i-am făcut. Ion, felicitări, acum vrei să te întrebăm. Tu vrei să joci Blitz împreună cu noi? Da, eu vreau să joc Blitz. Super Blitz împreună cu Ion Chirtoacă după jingle!
special. Regula la Blitz este foarte simplă. Noi avem 1000 de lei în joc. Pentru fiecare răspuns corect, noi îți mai dăm 100 de lei. Iar pentru fiecare răspuns greșit, îți luăm 100 de lei. Adică tu poți să pleci acasă cu 2000 de lei, dar poți și cu 0 dacă dai răspuns Kashmir greșit la toate întrebările. Timp de 1 minut, 10 întrebări, 10 secunde pentru fiecare întrebare. Vlad, te rog să dai startul. Hai să-l susținem pe Ivan. Hai, Ion! Vania, dă-i, Vania! Și noi începem chiar acum. Câți ani ai? 28. Bravo, un punct. Continuă piesa. Tatăl meu e vânător, iar eu? Sunt al lui fecior. Doi știu, încă unul. Cât durează serviciul militar în Republica Moldova? Un an. Numele tău, da, corect. Numele tău iubit de fată? Mirela. Plus un Ștefan. Așa, odată la câți ani este ales președintele Moldova? Odată la 4 ani. Încă un Ștefan. Cel mai înalt deal din Republica Moldova. Hai. Peștera Bilacău. Da, minusul Ștefan. E dealul Bălănești. Dealul Bălănești are 429 de metri. 429 are? Are. Da, plus un Ștefan. Minimul de temperatură în Moldova a fost minus 45 de grade. Da. Nu, minus 36. Te-ai praibit, iahuie. Republica Moldova, sunt urși. Da, la zoopar. Bravo, plus un Ștefan. În Moldova avem zăcăminte de petrol și de gaze naturale. Avem. Da, plus un Ștefan. Și în data de 27 august 1991, Republica Moldova și-a declarat independența față de cine? Față de Uniunea Sovietică. Plus un Ștefan pentru Ion Chirtoacă. Pe. Hai, dacă e de Ștefan. Asta înseamnă că a dat răspuns numai la două. Cel mai înalt, chiar tăți, știi. Cel mai înalt deal din Republica Moldova. Știi, Cristina, nu? Da, măcar ceva știam, blin. Și atunci n-am. Dealul Bălănești, cum ai zis? Dealul Bălănești. Piscul lui Miron. Piscul Miron. Plisul Miron. Bălănești. Ai avut minus și ai avut minus la întrebare cu temperatura. Foarte bine la întrebare cu câți ani ai, 28, corect. O trebuie de gândit, Oleac. Da. Tatăl meu e vânător, sunt alu fecior, corect, bravo. Serviciu militar, 12 luni, corect. Numele tău iubit de fată, corect. Da. Așa, odată la câți ani au loc alegeri, odată la 4 ani, tot corect. Sunt urși în Moldova. Sunt, da. La zoo, corect, plus. Și belă medvei. Râgâiță și pură. Nu, am arătat urs. Să rudii la urs. La urs care râgâiță. Sunt zăcăminte de petrol și gaz natural, ai spus da. Și Uniunea Sovietică ai spus că am căpătat independența, da. Respectiv ai dat răspuns corect la 8 întrebări. La 2 n-ai dat răspuns corect și asta înseamnă că 8 minus 2, 6. 1600 de lei pentru Ion Chirtoacă în ediția de astăzi. Aplauzele voastre. Felicitări, noi de obicei... Na, Ion, noi de obicei avem, pentru cel care câștigă, avem onoarea să ascultăm un discurs. Nu, poți să ne spui un discurs final. Avem apă de băut. Pentru, din partea câștigătorului. Și vreau să vă spun, credeți în voi, învățați, gătiți-vă de blitz, că întrebările chiar au fost foarte grele, dar cu ajutorul Domnului noi ne-am descurcat și pot să spun. Votați-mă! Da, votați Ion Chirtoacă, un candidat prost, mult nas furi. Aplauzele voastre pentru Ion Chirtoacă, felicitări! Stimați prieteni, aceasta a fost o nouă ediție de Așa, bună seară, o emisiune plasată între istorie și cunoștință. A, uitat, iată. Wow, ce surpriză! Wow! Nu pot să cred, așa de neașteptat. O mână caldă. O mână... Mulțumim! Stai, așa. Da. Atent. Eu sunt de acord. Marin, ține. Eu sunt de acord. Mulțumesc. Du-te, băi, n-ați poți, băi. E fiega, singurul bărbat care este cel mai puternic bărbat din Moldova. Mai mult! Grăiți mai repede! Mai mult! Mulțumim mult! Aplauzele voastre pentru Cristina Miron, invitată special! Florile acestea sunt pentru Cristina! Și răschinerea ta, gata! Marin, dă-i băi florile și le ții în mâine, băi! Aplauzele voastre pentru invitată special! Mulțumim mult că ai acceptat invitația! Ce? Camera pe dânsă ce față are! Păi nu te gândi! Ies un pentru! Dar noi, eu tot normal! Stimați prieteni!
Cristina? Eu cu dânsa am venit. Gata? Nu. Ei să-i cumperi năcoali de rărunchi, îți spun eu. Nu. Hai să nu să... Stimați prieteni! O pocnit acicovă. Ei. Concentrați. Gata. Când am cărat de mult beton... Stimați prieteni, mulțumesc mult că ați urmărit ediția de astăzi de la Așa, Bună Seara, o emisiune plasată între umor și cunoștințe istorie. Dați like, share, subscribe și comentarii. Eu sunt Alexandru Ghețan și deja ne vedem data viitoare. Nu uitați că ceea ce azi și ieri a fost trecut, mâine deja va fi istorie. La revedere! Da, da, da.